adevăr și de dreptate. Noi suntem copiii lui, copii de Dumnezeu, cântăm mărirea celui ce-am înviat. Cântăm mărirea celui ce-am înviat. Din pietre vie e casa Domnului, e casa Domnului.
Domino, cante cum novum, cantate Domino, om mistero. Cantate Domino, cante cum novum, cantate Domino, om mistero. Cantate Domino, cante cum novum, cantate Domino, om mistero. Strigaia mea, povară.
pastorul meu. El este nou, e al meu pastor. Este de foc și este de nou. El este mare și nimor. Iubirea lui e un ocean. Iar nu mai deloc rătăci. Mila sa ne va găsi. Deci mila sa e zi de zi. Zi de zi. El masa mi-ntinde și paharul-i plin. Paharul-i plin, paharul-i plin, el masa-mi întinde și paharul-i plin. Neharul-i său divin, prin noapte mă va găsa-ți. El e pastorul meu, sus la ta el va birui.
pe adevărul care a fost rostit. Cred cuvântul celui care m-a iubit. Neclintit în stânca vieții stau ascuns. Stau pe adevărul lui Iisus. Stau pe stânca și aștept cu dor făgăduința scumpă. Stau pe stânca. Eu stau pe adevărul lui Iisus. Ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră și vă spun sincer că îmi place mai mult să cântăm împreună. O să pun ideea dirijorului, că de aceea e dirijor. Spunea că concertul e o invenție omenească și în cer vom cânta toți. Va fi un concert mare și fără final. Asta va fi frumusețea trăirii veșnice cu Dumnezeu. Știți ce vede Dumnezeu atunci când se uită la noi? Vede în fiecare dintre noi nevoia de iubire. Și știți ce face? Iubește mai mult decât putem înțelege. Iubește mai mult decât putem duce, dacă vreți. Iubește mai mult decât ne trece prin cap. Pentru că asta este Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Acesta este motivul pentru care ne-a adus la existență. Ca să ne iubească. Și dorința lui cea mai mare este să ne iubească pentru veșnicie. Tocmai de aceea ne-a pus la îndemână veșnicie. Schițe din viața mea, pagina 293. O să citesc un paragraf. Ar trebui să citești Biblia, căci și ea îți vorbește despre Iisus. Atunci când citești Biblia, vezi farmecul inegalabil al lui. Te vei îndrăgosti de omul de la Calvar și la fiecare pas vei putea spune lumii,
căile lui sunt niște căi plăcute. Și toate cărările sale sunt niște cărări pașnice. Printre cele mai frumoase făgăduințe pe care le-a rostit Domnul Iisus Hristos, este una în care vorbea cu ucenicii lui, îi pregătea de momentul în care, pentru o perioadă, va fi despărțit fizic de ei. Și o găsim în Ioan 14. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Amin. Care-i frumusețea acestei făgăduințe? Că ne pregătește un loc, că Domnul se va întoarce, că vine să ne ia mai aproape, că vom fi cu El. Pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Acesta este principalul motiv pentru care se întoarce Domnul Iisus Hristos. Vine să facă dreptate. Vine să aducă judecată. Vine să ofere mântuire. Dar vine cel mai mult, pentru că e dor să stea fizic cu noi. Amin. Observați, atunci când avem pe cineva drag, departe, fie că este copil, nepot, părinte, bunic, soț sau soție, printre activitățile zilnice, ardem de nerăbdare să ne întâlnim. Exact aceeași nerăbdare, sau poate și mai mare, este în inima Domnului Iisus Hristos. El este Salvatorul nostru. Și așteaptă să se întoarcă. Am observat că vă place să cântați. Am un imn care îmi place tare mult. Am cântat imnul 500 printre noi de o sanare. Scădem 1 și ajungem la 499. Acesta e Salvatorul meu în care am crezut. Vă dorim să rămâneți în urma prezenței noastre aici cu El în inimă. Să umblați cu El. Să-L exprimați prin felul dumneavoastră de a fi. Și astfel să ne putem reuni într-unul dintre sabate în ceruri, așa cum sunt. Amin. Amin. Thank you.
Ne apropiem de un final inevitabil și acest final este marcat de încă trei piese. Prin stele mii de mii este poate cea mai veche piesă acestui grup, acestui cor. Este piesa cu care am deschis prima repetiție din istoria noastră. Muzică Cindy Perry, text Adrian Câța. Apoi Tatăl nostru, într-o variantă de muzică de Ana Maria Lupu, pelotare Andrei Lucaș. Și în finalul acestui program, Hosanna, Hosanna, muzică Joseph Martin, text James Paul Williams. Apoi ne mai auzim. Thank you.
Cei mântuiți
ospățul acesta minunat și vă invit ca împreună să lăudăm în încheiere cântând litul 273. Mergem înainte. E cum. Noastre și vrem să ne faci bucuria, Doamne, de vedea pe pământul acesta, unde să-ți aducem slavă, iar mai presus de toate, Doamne, dorim să spunem că te iubim și dorim să petrecem în împărăția ta o veșnicie. Amin. Vrem să fim alături de tine, să spunem iar și iar cât de mult te prețuim și pe pământul acesta câte zile ne vei da, vrem să le trăim împreună cu tine. Amin. Fii cu noi în timpul pe care ne pui la dispoziție, în săptămâna în care tocmai intrăm, vrem să fie în activitățile noastre, în treburile noastre și prin puterea influenței să spunem și altora despre ce minunat Mântuitor avem. Amin. Prin Domnul Hristos noi te rugăm și îți mulțumim. Amin. Amin. Dragilor, vă mulțumim că ați ales să fiți cu noi. Cei care ați venit să ascultați, vă mulțumim că ați ales să fiți în Biserica T. Noi nu cântăm de obicei așa, dar să știți că în biserica aceasta aminurile tot așa le veți auzi și vineri seară de la ora 20 și sâmbătă dimineață de la 9 și după amiază. Aici e o atmosferă vie, într-adevăr. Cu aminurile ne găsiți acasă. Cu privire la grup, trebuie să vă spun că veți avea posibilitatea să-i reascultați. Dă-mi te rog. E veste bună, nu? Da, da. Bun. Întrebați-i la ieșire cum intrați în posesia lor. Au gen, sunt fitinte, sunt ascunse, dar au la dispoziție și așa ceva. Da? Întrebați-i pentru că asta va fi un mare avantaj. Când va fi următorul concert pe care veți avea? Cu Corul o să avem un concert în luna mai, la Biserica Excelsis. Și ținând cont de faptul că
E un eveniment pe care creștinătatea îl are în atenție. Când e următorul concert pe care îl organizezi tu? În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că ați avut niște suflete prețioase și am simțit căldura lor prin reacțiile pe care le-ați avut. Vă declar niște iubitori de frumos și dacă sunteți iubitori de frumos, înseamnă că eu vreți să veniți la alte concerte, așa? Vineri seară, pe 19 aprilie, la Hotel Rind, va fi o mare sărbătoare. O sărbătoare cu ocazia Paștelui. Orchestra Pronobile, alături de Laura Bretan, soprana pe care mulți o știu în această perioadă, cu Robert Bede și cu un violonist foarte bun, care are premii internaționale, cântă pe o vioară Stradivarius, vor fi prezenți în acest concert. Vineri seara, pe 19 aprilie, intrarea se face pe bază de donație. Există un afiș aici, în curte sau? Da? La vizier. Se pot face rezervări prin telefon, iar cei care au internet, mai ales cei tineri, pot face rezervări pe pagina de Facebook a evenimentului printr-un formular de rezervare. Așadar, dacă... Va fi transmis și peste alte sere? Ulterior. Cu corul vom avea multe alte programe. Sperăm să fim în continuare uniți, să ne dea Domnul sănătate și voi frumoase și vă promitem că vom reveni mai repede de 5 ani la atelier. Mai puțin de un an, bine? Asta cu oamenii. Ca să-i întorc complimentul, vreau să vă spunem că ei prima dată nu știau dacă sunt mai mulți cântăreți sau regali, dar de data asta vreau să fim echitabili, sunt pe cât de cântăreți, pe atât de regali. Da. Din partea bisericii, noi vă invităm la un alt ospăț la ce ne descurcăm noi. Așa că nu vă grăbiți să plecați. Este o invitație pentru voi cei de aici. Vă garantăm că nu va consuma mașina cu care ați venit mai mult la întoarcere. Da? Deci nu vă faceți griji nici lucrul ăsta. Și în așa fel încât dacă vă grăbiți, puteți să plecați. Nu va fi o problemă. Mulțumim Domnului și să aveți o săptămână binecuvântată toți. Uite, un gest de apreciere pentru că a fost răspunsul pozitiv de partea dirijorului Comunității.